Bine v-am găsit, dragi prieteni, eu sunt aici Football și iată-ne la un nou pack opening pe canalul nostru, de această dată în FIFA 18. Am făcut acum câteva zile un pack opening de câte ați văzut în PES 2018. Am vrut să văd și acolo cam cum se prezintă lucrurile. Însă acum revenim pe FIFA pentru că avem un Team of the Week senzațional, fraților, cu Luis Suarez, Romelu Lukaku, Karim Benzema. Cine ar mai putea fi aici? Thiago Silva, Ricardo Quaresma, Sergei Milinkovic-Savic. Un team of the week foarte, foarte, foarte bun. Și pentru acest obiectiv avem 8 pachete pe care le vom deschide. 8 pachete, 5 dintr-un SBC. Acest gol pe care l-am primit reward la daily reward-uri sau ceva aici în Ultimate Team. Iar evident acest Premier League Gold Pack în Liga în Gold Pack sunt untradeable. Le-am făcut eu la niște SBC-uri în care trebuia să pui 11 jucători de gold și cam atât. Hai să începem cu pachetele untradeable. Primul pack este Premier League Gold Upgrade. Hai să vedem dacă avem noroc. Nu avem noroc, din păcate. Nu este începutul pe care ni-l doream. Este Fabianski. Modest, modest acest jucător. De ce să vă mint? Fabianski foarte slab. O să-l folosesc oricum ca și o să folosesc acest jucător la SBC-uri în general, ce-mi pică de aici, de la Andrei de pentru că chiar n-are rost să mă complic cu ei. Avem mai departe Liga Premium Gold Pack. Al doilea pick, fraților, poate fi mai mult noroc aici. Na. Deși erau untradeable jucătorii ăștia, chiar mi-aș fi dorit un Mbappé sau cine știe, poate un Cavani, adică deși nu-i puteam vinde, măcar așa în club mi-aș fi dorit să iau. Trecem acum la lucrurile serioase, fraților. Din păcate, din pack-urile untradeable nu ne-a picat nimic. Revenim cu aceste pack-uri, începem cu acest gold pack. Eu simt că acesta poate fi un board. Să vedem dacă și jocul simte la fel, jocul nu simte la fel, din păcate. Este vorba de un gold rar, totuși. De la Muscron Van Damme ne pică. Oho. Ne pică așadar Van Damme din Liga Belgiei. Marius Șumudică. Iată, pack-ul este salvat de Marius Șumudică. Angeleri, Caleri, contracte. Da. Ok, bă, să știți că am la contracte anul ăsta. Anul trecut nu produceam bine, dar anul ăsta am la contracte. Rup. Am foarte, foarte, foarte multe. Nu știu, hai să începem cu acest gold player spec. Nu știți la cu care să încep. Poate acest gold player spec să fie calea spre eșec, se pare. Pentru că nu ne pică nimic altceva decât Talisca. 75 overe pentru Talisca. Talisca a avut un cartonaș foarte bun anul trecut, parcă. Un team of the group stage. Acum însă n-am mai convins și iată. Din nou nu ne pică nimic senzațional. Rămânem cu 4 pachete. Un premium gold pack, un premium gold players pack și un small prime gold players pack. Dacă vă mai aduceți voi aminte, din acest small prime gold players pack ne-a picat acel Bailey de 84. Acum câteva săptămâni la un pack opening. Hai să-l deschidem acum. Poate ne dă iar ceva senzațional acest pack. Hai să vedem. Ne dă board. Bun, este. Hai să vedem despre ce board este vorba. Este mare camșic. Mare camșic cu walkout 87 pentru Hamșic. Iată-l. Ieși din spatele pachetului. E bun. E bun. De ce să mint? Chiar e bun. E pică Hamșic. Iată, aceste small pack-uri sunt foarte, 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 foarte bune. Iar ne pică ceva bun în acest small pack. De această dată nu mai este chiar așa de bun. Dar este un Hamșic de 80, de 87. Și hai să vedem cam cât ar valora Hamșic. Oh, bun, 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 bun. Văd că undeva totuși pe la vreo 20 de K, nu se duce chiar până la 30. Oricum e ok, Hamșic, ne vom scoate investiția cu siguranță cu el. Însă este un knockout, asta este tot ce contează. Ne-a picat și un knockout în acest pack opening. Premium Gold Pack-ul este următorul. Hai, frate, după Hamșic să ne mai pice ceva bun. Chiar îmi doresc treaba asta, nu este decât un gold non-rar care da, nu ne prea satisface. Chișina asta, dacă își atingea potențialul pe care l-aveam FIFA prin FIFA 14, acum ar fi fost genial, ar fi fost knockout sigur. Să ne băgate nu știu la atins și un jucător modest. Două pecuri așadar, primul, hai să deschidem cu nasul. Poate avem mai mult noroc așa, pentru că la fără de ham și cam nimic în acest pack opening și este board. Bun, iată că a mers ideea cu nasul.
Este spaniol, right back, Juanfran? Da, Juanfran. 83, bă, fraților, deci de câte ori văd la bord că e spaniol, nu merge, nu merge. Nu merge, spaniolii în general sunt slabi aici în joc. Bine, sunt mulți spanioli, dar din ea sunt slabi la... Atunci când îți pică la bord sau ce. Hai să dacă e mai mult de un cas, sincer, nu știu dacă e mai mult de un cas, da. Hai să dăm un compar simplu, poate acum cu SBC-urile astea, da, 2-3K. Modest one friend, din păcate. Și avem așadar ultimul pachet, un Prime Gold Player pe care și coperta schimbată de upgrade. Poate vine norocul, nu vine norocul, că de ce ar veni și este italian goalkeeper Sirigu, 80 OVR. Bă, Sirigu n-avea parcă 82, mă? Eu așa mi-am zis că avea 82 parcă. Ne pică Iheanacho! Ne pică Iheanacho, pecul e salvat de zeul Iheanacho. Și iată, ne pică și Cucchi acest băiat. Da. Bă, fraților, cam atât pentru acest pack opening. Ne-a picat un knockout de 87 OVR. Mare cam chic. Nu este senzațional, însă este mult mai bine decât nimic. Așa că da, eu sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să dați un like dacă mă susțineți în continuare și să vă abonați la canal dacă sunteți noi. Eu am fost AG Football și ne vedem data viitoare. O zi cât mai frumoasă, toate cele bune, la revedere.